Joc de tine. Haideți să vedeți cum tratează autoritățile noastre niște campioni. Am stat de vorbă astăzi cu antrenorii lotului olimpic de box feminin pentru că am avut o performanță incredibilă. Claudia Nechita s-a calificat. După 9 ani avem în sfârșit o sportivă la această categorie box feminin la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ei bine, bugetul Federației de box s-a terminat la jumătatea anului, așa că această campioană trebuie să se antreneze pe datorie sau să-și caute sponsori pentru a ajunge la Tokyo. Înaintea ei a mai fost o singură româncă, antrenoarea de acum, cea care a fost și mamă, și prietenă, și soră, și tot ce vreți, Mihaela Lăcătuș, se numește antrenoarea lotului olimpic alături de Adrian Lăcătuș. Ea a fost prima campioană olimpică. Să vedeți cum le bate obrazul mai marilor țării care se bat pentru funcții în loc să susțină performanța acolo unde ea există. Înseamnă pentru tine și câtă muncă e în spatele acestui bilet pentru Tokyo? Fac box de 13-14 ani, dar de 10 ani este pentru această calificare. 10 ani de zile? 10 ani de zile de muncă. Și ar fi fost cu tine și lăcrămioara perijoc dacă nu s-ar fi accidentat, draga Dea. Lăcrămioara, data viitoare vei fi acolo, să știi, și noi te vom susține. Cum te-ai accidentat? Cred că și accidentările fac parte din proces. Așa le iau. Asta e, e o accidentare mai veche care în timp s-a agravat, am tras foarte mult pe el tot din dorința de a ajunge la Olimpiadă. Cred că în 3-4 luni o să revin în ring, maxim 6 luni, dar simt că am un organism puternic care se reface repede. Sunt de 9 ori campioană națională și de 9 ori câștigătoare a Cupei României. Cea mai importantă medalie pentru mine este medalia de la campionatul european, unde am ieșit campioană europeană. Diferite turnee am câștigat foarte multe. Dar ce îmi place cel mai mult este ceea ce am devenit în toți acești ani de box. M-a schimbat foarte mult ca om și, indiferent de performanța care am să o ating în acest sport, eu o să fiu foarte recunoscătoare pentru ceea ce devin. 11 titluri de campion național, 11 titluri de cupe ale României. Care de mănușei? Una. Una. Cele care le folosesc, ce întrebezi mai multe. Ți-ar trebui, există unele mai moderne să te bați mai bine la Olimpiadă? Nu, sunt mănușile sunt cu care boxăm noi, sunt date de către cei de acolo. Nu ai voie să mergi tu cu mănușile tale să boxezi. Am fost crescută de bunica mea, deoarece mama mea avea 16 ani când m-a născut și era foarte, adică nu putea să mă crească. Nu era un copil. Era un copil, practic. Și atunci bunica mea m-a luat și m-a crescut ea singură și ei a fost destul de greu, dar m-a crescut așa cum a putut și ea și a încercat să-mi ofere tot ce a avut ea mai bun la momentul respectiv. Te-a ținut la școală? Da, m-a ținut la școală. Ai terminat liceul? Da, am terminat liceul. De specialitate? Un liceu sportiv? Un liceu sportiv, da, am făcut acolo la Câmpul Lung, la Câmpul Lung Mușcel. Bunica ta mai trăiește? Da, da, trăiește. Să o țină Dumnezeu sănătoasă. Așa este, așa am zis și eu, să fie sănătoasă, că atunci sunt și eu liniștită. Câți ani are? 62. Să fie sănătoasă, e tânără? E tânără. Poate e cu tine la Tokyo? Da. Ce a zis când te-a văzut la televizor calificată la Olimpiadă? Și nu s-a mai întâmplat asta de 9 ani încoace, de când a fost Mickey? Nu știa foarte multe despre sport, dar dacă știe, mă susține de acolo și se bucură pentru mine. Pe tatăl tău îl cunoști? Nu, din păcate nu. Nu am avut niciun ajutor. Bunica mea a fost singurul sprijin, atât cât a putut și ea, dar sunt recunoscătoare că a putut să mă crească ea și nu am ajuns să am diferești într-un centru de plasament sau mai rău. Și pentru asta sunt recunoscătoare și mulțumesc Dumnezeu că am crescut cât de cât în condiții omenești. Și cum ai ajuns să faci box, Nechita? Nu știu, de mică am fost așa pasionată, nu știu, m-a atras boxul, îmi agățam un sac de un copac și începeam să lovesc cu pumnul. Sac cu ce? Ce puneai în el? Haine, băgam haine în el și îl agățam de un copac și dădeam cu pumnul. Și apoi am auzit că se practică și la noi în oraș. Eram micuță, 13 ani și ceva aveam și am fost atunci și am căutat și o să merg într-o sală de box. Și de atunci a fost, cred că, o deschidere și o scăpare, ca să zic așa, spre ceva mai bun. Te-a lăsat bunica? Da, nu am avut niciodată
Adică eu am ales mai mult eu singură ceea ce am vrut să fac. Adică nu ți-a zis du-te la dansuri, du-te la balet, lasă bătăile? Nu, probabil a fost și pentru ea. M-a văzut că eram cu minte și a văzut că m-am dus spre o direcție bună, începusem să câștig și bani, puțin la vremea aia, dar pentru mine era mult. Încă? Nu, încă nu am o casă mea. Încerc să strâng bani pentru... Reușești să pui bani deoparte, să-ți iei casă? Reușesc, dar sunt puțini bani și... Da, ai avut o mare șansă, ai intrat în familia Lăcătuș. Cum ai ajuns să locuiești la antrenorii tăi? Și pot să spun așa că a fost o altă salvare a mea, pentru că federația în perioada aia nu avea bani să ne țină în pregătire și noi nu mai aveam... Nu știam ce să facem și atunci dânșii ne-au oferit casa lor și ne-au ținut la ei în casă 4 ani de zile și ne-au tratat ca și copiii lor și nu ne-au lipsit nimic, atând pregătire și tot ce am avut nevoie tot timpul. Avem alături de noi o forță a României, îi avem pe cei doi antrenori ai lotului olimpic de box feminin, o avem pe Mihaela Lăcătuș, prima româncă ajunsă la Jocurile Olimpice, la această categorie foarte grea, ni se pare nouă, Mihaela. În urmă cu câți ani ai reprezentat România la Jocurile Olimpice? În urmă cu 9 ani, la prima ediție din istoria boxului feminin, la Londra, în 2012. Nimeni nu mi-a dat nicio șansă, dar eu am avut încredere în mine și a fost destul de greu, pentru că a fost o categorie nouă pe care am încercat acolo, 60 de kilograme, dar am reușit să mă calific. Am avut și norocul și șansa de a fi alături de mari sportivi români acolo, care m-au încurajat și care mă trăgeau în față, sau cel puțin la, atunci când a trecut delegația noastră, tot timpul îmi spuneau, haide vino aici în față, pentru că e prima dată și trebuie să vezi cum este. Și toți m-au încurajat și simți că COSR-ul este o mare familie. Toți te susțin, toți sunt alături de tine. Dar statul cum vă sprijină, în afară de încurajări și bătăi pe umăr și diplome, vă mai oferă ceva? Vă ajută să faceți performanță? Federația noastră ne-a asigurat și ne asigură tot ce avem nevoie pentru a putea face performanță și singurul lucru pe care mi-l doresc este ca istoria din 2012 să nu se mai întâmple, adică ce am pățit eu în momentul în care m-am calificat și am venit la federație, iar președintele de atunci împreună cu secretarul mi-au spus felicitări, dar să știi că nu avem bani de pregătire. A fost un moment greu și un moment cu care nu aș vrea să mă mai întâlnesc. Și ce ai făcut atunci? Tu aveai forță, aveai calitățile necesare pentru a ajunge campioană, dar nu ți se oferă nimic. Ne-am antrenat pe banii noștri și am mers mai departe. Te văd cu lacrimi în ochi. Și îmi pare rău să văd asta, pentru că voi sunteți niște oameni care aduceți mare bucurie României. L-am văzut pe ministrul sporturilor alături de voi, de curând, nu? Da, da, ne-a dat niște plachete foarte mari. Niște plachete, dar plachetele nu vă ajută să faceți performanță în box. Aveți echipamente, aveți mănuși, aveți ce vă trebuie. Avem mai și împrumutăm de la una la alta mănușile, nu e o problemă. Ne lipsesc multe comparativ cu celelalte țări, trebuie să recunoaștem. Chiar într-o discuție avută la Paris, după ce Claudia s-a calificat, francezii mi-au spus cum de România, o țară atât de săracă, stă la masa bogaților. Ne-am spus cam de obicei, ne-am obișnuit cu asta, dar sperăm că timpul va rezolva totul. COSR-ul a fost și rămâne într-adevăr o echipă care a avut grijă de noi, începând de la președintele COSR-ului până la secretarul general, care de fiecare dată când am apelat ne-au ajutat, pentru că nu aveam unde să mergem, să ne plângem, să zic așa. Dar vă ajută așa pe prietenie sau sunt niște proceduri clare pe care ei trebuie să le îndeplinească? Nu știu, să fie prevăzut undeva un buget pentru aceste antrenamente. Eu vă dau un exemplu. Mai ales că aveți rezultate. Faceți campioane pe bandă rulantă. Federația Română de Box a terminat banii la 1 iulie, nu mai are niciun ban de pregătire și de participare la competiții. Sperăm într-o rectificare. Nikita, cu ce bani se duce la Tokyo? Eu nu cred că vor fi probleme pentru Nikita. Pentru Nikita am găsit soluții și când nu aveam niciun fel de finanțare. Acum... Adică trebuie să vă zbateți tot în asta, să faceți rost de bani când aveți
un lot de fete foarte talentate și care pot aduce rezultate foarte bune. N-ar fi prima dată. Nu vine cineva să zică, domnul antrenor, haide să vă dau niște bani să aducem și mai multe medalii acasă. Sperăm și în asta, dar noi ne-am obișnuit deja. Păi și ce faceți? Căutați sponsori? Acum căutați sponsori? Sincer, da. Da, căutăm sponsori. Oricine ne aude și vrea să vină lângă Nikita, Nikita la ora actuală nu are decât clubul Steaua, unde are un contract de pregătire. E și firesc la rezultatele care are, 11 titluri naționale, 11 locuri 1 la Cupa României, deci nu bate nimeni de 10 ani de zile. Dar nu este suficient pentru un calificat la Olimpiadă, trebuie mult mai mulți bani pentru a îndeplini toate condițiile necesare obținute de performanță. Noi știm să-i drămuim și să împărțim în așa fel încât să ne ajungă, dar este foarte greu. În condițiile actuale, sportul, din ce am auzit la cei care îl conduc, nu este o prioritate. Ne dorim cu toții o țară mai bună, mai frumoasă, dar pentru asta avem nevoie să investim. Ori dacă ei vor sta tot timpul și se vor certa pe funcția cea mare, nu vom face nimic. Așa că, măcar în ultimul moment, să-și întoarcă privirea către acești copii talentați și să le asigure tot ce au nevoie pentru a face performanță și pentru a performa în domeniile pe care și le-au ales. Eu am crescut într-o familie normală, sunt recunoscătoare într-o familie cu frați, eu sunt a treia, am avut o copilărie normală. Nu wow, dar sunt mulțumită de cum m-am dezvoltat în familia mea. Doar că dezvoltarea mea adevărată a început după 14 ani când am plecat în oraș la liceu și mai apoi după ce am terminat liceul și am venit în București să fac box. Acolo am început să cresc, am întâlnit oameni care m-au provocat să mă dezvolt și mai apoi antrenorii mei care au fost un exemplu și m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt personal și să fiu un om cu caracter. Visul nostru olimpic. Asta a fost făcut în timpul pandemiei acesta, pentru că mă antrenam cu gândul la Jocurile Olimpice și din fericire am și reușit să mă calific. De când m-am accidentat, sunt alături de ea trup și suflet, încerc să o susțin în fiecare zi, să discutăm foarte mult. Noi discutăm foarte mult pe tema boxului, orice discuție începe și se termină cu box. I-am zis că acolo când o să simtă că nu mai poate să se gândească că are patru brațe, ea este în avantaj față de celelalte pentru că toată energia mea este canalizată pe ea. La fel a fost și pentru calificări, tot timpul i-am zis că gândește că nu mai poți acolo, că eu sunt acolo lângă tine și dai din partea mea. Și pentru mine realizarea ei este realizarea mea și realizarea noastră. Au fost ani în care ne-am bătut de sărbători, ne-am bătut de Crăciun, de Revelion, ca să reușim să facem. Bătut în sensul În sensul sportiv, clar, da. Stătea maestru și ne punea la mănuși și noi i-am vedea mai tare sau eu și plângeam una acolo. Eu la început eram mai slăbuț așa, ca și boxier, ea având mai mulți ani de experiență și îmi dădea și ziceam, doamne, dai prea tare, dar n-am vrut. Și singurele certuri care au fost la mănuși, dar în sens constructiv, adică ca să învățăm una de la altare. Și nu poți să fii campion așa, antrenând din an în Paști. Au fost sărbători care nu am fost acasă, care au fost poate un an întreg, poate că nu mi-am vizitat părinții, frații sau nu știu, foarte multe momente de care nu am putut să ne bucurăm, cum s-au bucurat toți oamenii, dar nu pot să zic că îmi pare rău că am renunțat la toate astea, pentru că noi, creându-ne o a doua familie aici, ne-am simțit la fel de bine, pentru că toate sărbătorile le-am petrecut cu maestru și cu doamna și copii, adică au fost tot cumva în familie. Cum ați reușit voi să vă găsiți așa unii pe alții și să rezonați ca o adevărată familie? Eu cred și în destin, cred că și viața ne duce pe drumurile care ne sunt date să... Nu știu, eu când am venit prima dată în lot, antrenoarea mea actuală era sportivă. Pentru mine a fost, nu model, a fost idol, așa, plăcea tot, cum se antrena, cum alerga, cum tot ce făcea. Deși nu eram atât de apropiat, ea era la un alt nivel, eu eram începătoare, dar îmi ziceam, vreau să fiu și eu ca ea, îmi dorea foarte mult. Și următorul an a fost de a veni la ea acasă și zic, e o șansă, adică... În continuare, la noi se pune accent pe boxul masculin. Fetele zic misogini, e bine la cratiță și la pat, femeia, nu la box. Este un sport bărbătesc. Dar rezultatele aduc fetele și le aduc de ani de zile. Știu unii care au luat și merite pe rezultatul fetelor, că ar fi după mine, aș da cezarul chiar, domnule, fetele merite, le dau mai mult, investesc mai mult bani în boxul feminin, pentru că ele aduc mai multe medalii.
Noi ținem pumnii. Vă mulțumesc de suflet. Vom fi alături de tine. O așteptăm și pe Lăcrămioara data viitoare să fie acolo alături de tine pe podium. Cu siguranță și ea va fi. Baftă! Baftă, Nichita! Baftă, Lăcrămioara! Felicitări antrenorilor că ați făcut treaba așa de bună. Mă bucur mult că ați reușit să ajungeți astăzi la noi. Cu bani puțin vom face în continuare.